Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenici părinți, iubiți credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu, iată ne aflați în prima duminică după Sfintele Paști. Prima duminică după Duminica Învierii Mântuitorului Hristos, când Sfânta Biserică pomenește și pe Sfântul Apostol Toma. Perioada aceasta dintre învierea Mântuitorului și înălțarea sa la cer este prezentată de Sfinții Evangheliști ca o perioadă în care Mântuitorul s-a arătat de multe ori. El cel înviat, apostolilor săi, femeilor mironosițe și altor persoane, întărindu-le convingerea că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, cel înviat, Mântuitorul lumii. Dacă Sfinții Apostoli erau uneori șovăielnici în a crede realitatea învierii și nu puteau să priceapă această taină mare care s-a întâmplat, pentru că Domnul a înviat cu adevărat, dacă de multe ori și alți apropiați de Sfinților Apostoli și alte persoane se îndoiau de realitatea învierii, Mântuitorul Hristos, prin aceste semne doveditoare, în multe feluri și în multe chipuri, s-a arătat vreme de 40 de zile, de la înviere până la înălțarea sa la cer, pe de o parte ca să se convingă ceilalți de realitatea învierii sale, iar pe de altă parte să întărească pe apostoli, pe femeile mironosițe, din care, desigur, nu lipsea Maica Domnului, în credință. Pentru că mărturisirea femeilor mironosițe, a Maicii Preacurate, dar și credința și mărturia puternică a Sfinților Apostoli în realitatea învierii și în realitatea persoanei celui înviat, că este cu adevărat Hristos, a constituit nucleul sau temelia credinței și mărturiei Bisericii Apostolice. Sfinții Apostoli, comportându-se într-un fel ca niște oameni, în prima zi a învierii, erau ascunși într-o casă de frica iudeilor. Le era frică să nu pățească și ei ceea ce a pățit învățătorul lor. Îl văzuseră în pătimirile sale, împreună, desigur, cu femeile mironosițe și cu Maica Domnului. Îl văzuseră murind pe crucea Golgotei pentru mântuirea noastră. L-au văzut coborât și așezat în mormânt ca un mort, ca un om care a murit cu adevărat, dar ca un Dumnezeu biruia moartea și păcatul. Și arătările sale din dimineața învierii ale Mântuitorului Hristos, când s-a arătat întâi, așa cum cunoaștem, femeilor mironosițe, li s-a părut apostolilor ca o poveste. Evanghelia consemnează un termen, aici spune, ca o aiurare. Păi, s-o fi îndoit femeile, ce știi ce au văzut la mormânt? Pentru că ele s-au întors și au mărturisit că au găsit mormântul gol, că cele de îngropare erau acolo, dar pe el nu l-au văzut. S-au întors pe urmă când s-a arătat Marie Magdalena, că ea a văzut pe Domnul cu adevărat și a spus apostolilor. Și apostolii au fost șovăielnici în a crede acest lucru. S-au comportat omenește. Nu erau încă întăriți, nu erau încă convinși pe deplin de realitatea învierii sale. Doi dintre ei, Petru și Ioan, au alergat repede la mormânt să vadă dacă e așa cum au spus femeile, care mărturiseau că au văzut și arătare de înger, că li s-a arătat un înger sau doi, cum menționează Sfinții Evangheliști, care le-au spus lor, nu că le-a mustrat, dar le-a spus, de ce căutați pe cel viu cu cei morți? Nu este aici înviat. Iată un mesaj adus de îngeri, că Mântuitorul înviase cu adevărat. Și erau închiși apostolii, nu vroiau să iasă în ziua aceea. De frica iudeilor, menționează Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 20 al Evangheliei sale. Și iată că la un moment dat Mântuitorul
așa cum a ieșit când a înviat prin piatra mormântului, pecețile nefiind stricate, pecetuind fiind mormântul, a înviat Hristos. Și a trecut prin ușile încuiate. Apostolii erau încuiați în casa aceea. Și a trecut prin ușile încuiate și li s-a arătat în mijlocul lor. Alo. Un apostol lipsea Toma. Lipsea și alt apostol, lipsea Iuda, care s-a dus și s-a spânzurat. Li s-a arătat lor și le-a dus primul mesaj: pace vouă! Femeilor mironosițe le-a spus: bucurați-vă! Sunt primele cuvinte ale Mântuitorului după învierea sa din morți. Dar vorbirea omenească, pentru că el avea un trup nou, de plin acum îndumnezeit și pătruns sau străbătut de slava și de lumina învierii sale. Un trup nou, asemenea trupului său, vor fi și trupurile noastre la învierea cea de obște. Nu mai era reținut trupul Mântuitorului Hristos de dimensiunea aceasta a lumii în care trăim noi, de timp, de spațiu, de nevoi fizice. A mâncat chiar în fața lor ca să-i convingă că are trup adevărat. Și le-a spus Mântuitorul, după ce le-a spus pace vouă: vedeți-mă că eu sunt, să nu vă cutremurați să credeți că vedeți o nălucă, o nălucire, o închipuire. Eu sunt. Vedeți mâinile și picioarele mele, adică ce să vadă? Semnul cuielor din mâini și din picioare, care au rămas întipărite pentru veșnicie în mâinile și în picioarele Mântuitorului Hristos și în trupul Lui slăvit, înviat și înălțat la ceruri. Așa îl recunoaște pe Hristos. De aceea Sfântul Apostol Pavel va mărturisi că noi predicăm sau mărturisim și sau vă vestim, cum spune, pe Hristos cel răstignit și înviat, care este recunoscut prin semnele pe care le are în mâini, în picioare și în coasta sa. Vedeți că Duhul, le spune Mântuitorul, ei s-au cutremurat, o fi o arătare, o fi o nălucire. El este oare cu adevărat? Vedeți-mă că eu însumi sunt, spune Mântuitorul, foarte clar, să risipească orice îndoială și orice confuzie care ar fi fost posibilă în starea în care se găseau apostolii, cutremurați, buimăciți de evenimentele care s-au întâmplat și plini de frică. Și evanghelistul menționează: și s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Vedeți mâinile și picioarele mele, pipăiți-mă că trupul nu are carne și oase precum mă vedeți pe mine că am. Și s-a arătat lor și a mâncat cu ei, a gustat dintr-un fagure de miere și dintr-o bucată de pește. Nu că avea nevoie să mănânce, trupul său nu mai avea aceste nevoi, nici de apă, nici de odihnă. Nu mai era reținut de timp și de spațiu. În același moment putea să fie aici sau dincolo. Și a mâncat ca să-i convingă pe apostoli. Dar un apostol nu era prezent. Îi face pomenirea astăzi biserica la 8 zile de la înviere. Era apostolul Toma. Când i-au spus apostolii că am văzut pe Domnul înviat cu adevărat, s-a arătat nouă, ne-a spus face vouă. I-am văzut mâinile, picioarele, semnele cuielor și semnul unde ostașul roman împunsese cu sulița în coasta sa. Deci El este Domnul cu adevărat, a înviat. Să crezi și tu cu adevărat. Așa ne-au spus femeile milonosițe. Și doi dintre noi, Petru și Ioan, am alergat la mormânt și am găsit mormântul gol. Și cele de îngropare erau acolo. El a înviat cu adevărat. Că s-a arătat, l-au văzut și femeile milonosițe, l-am văzut și noi. Iar din economie dumnezeiască, așa a fost rânduiala lui Dumnezeu, și pentru Toma, dar și pentru noi, pentru că este un eveniment peste timp și spațiu. Evanghelia de astăzi se adresează și nouă, și altora care sunt îndoielnici și zăbavnici cu inima în a crede. Vă amintiți, în ziua învierii s-au întâlnit cu Mântuitorul și au călătorit Luca și cu Cleopa.
Și li s-a arătat lor și s-a văzut nevăzut, s-a făcut nevăzut atunci la frângerea pâinii, la cina euharistică din Emaus. Și Toma, ca un om comportându-se, a zis: îmi spuneți voi aceste lucruri. Eu fac acum o tâlcuire, ce-ar fi zis Toma. Dar până nu voi vedea eu, deci până nu voi vedea eu acum semnul cuielor în mâinile sale, până nu voi pune degetul în semnul cuielor și până când mâna mea de pământ, că sunt om pământesc, va atinge coasta lui cu rana lui din coastă, până atunci nu voi crede. Apostolii nu l-au silit mai mult, ci i-au spus și el a exprimat această îndoială, această șovăire, nu necredință, că de obicei este catalogat Toma necredinciosul. Așa e popor. Nu, Toma cel șovăielnic în credință, Toma cel îndoielnic, s-a îndoit de mărturia apostolilor. Deși putea să creadă că nu era mărturia unei persoane, ci era o mărturie de grup care are altă greutate. Când mărturisesc 10 persoane același lucru, nu? Decât o singură mărturie a unei singure persoane. Mărturiseau toți apostolii, cei 10 prezenți, că l-am văzut pe Domnul, mărturiseau și femeile mironosițe. Iată, mai multe mărturii. Și totuși Toma s-a îndoit în credință. A zis: până nu am eu o altă dovadă. Ce vroia Toma, iubiți credincioși? Trebuie să înțelegem aici două lucruri. Vroia o dovadă vizibilă și o dovadă, pe de altă parte, palpabilă. Deci vroia să-L vadă pe Hristos, să-I se arate Mântuitorul Hristos cel înviat, să-I vadă semnul, să-I vadă rănile de mâini și din picioare și din coastă, să se convingă că nu are un oarecare trup, așa, o nălucire sau o închipuire, să are trup real, să-L vadă în fața sa, dovada vizibilă, deci să-L vadă, dar mai mult, cerea și o dovadă palpabilă. Să pună el mâna în semnul cuielor și să pună mâna în coasta Mântuitorului, să vadă că e trup real, că rănile acelea sau semnul rănilor, semnele rănilor sunt reale, nu sunt așa închipuiri. Că Hristos va purta, cum am spus, pentru totdeauna semnele pătimirilor sale pentru noi. Și iată că din economie dumnezeiască, adică din rânduială de sus, Mântuitorul la 8 zile se arată din nou în același chip, aproape cu aceleași cuvinte apostolilor, în același loc unde erau adunați de frica iudeilor, fiind acum și Toma de față. Că o săptămână l-a lăsat Mântuitorul, că putea să se arate a doua, a treia zi, dar l-a lăsat să cugete adânc la îndoiala sa și să dorească mult încredințarea, să le ridice de la o cunoaștere simplă, prin simțuri, e simplu, accesibilă nouă tuturor. Punem mâna pe ceva și recunoaștem ce este, sau dacă vedem ceva, să le ridice la o altă cunoaștere. Asta a fost rațiunea Mântuitorului de a se arăta mai târziu, l-a lăsat câteva zile în frământările sale, am spune noi. L-a lăsat să se frământe adânc și la 8 zile se arată din nou. Vrea să le ridice de la o cunoaștere, de la o primă cunoaștere, prin simțuri, prin văz, prin pipăire, prin simțuri, deci cunoașterea prin simțuri, vrea să le ridice la o altă cunoaștere, la cunoașterea prin credință. Pentru că a doua parte a Evangheliei va accentua mult puterea credinței. Noi nu l-am văzut pe Hristos cel înviat. Nici nu dorim să-L vedem, să-I pipăim mâinile, semnul cuielor din mâini și din picioare. Poate unii așa ar dori să se înfățișeze aici, în mijlocul nostru. Să-L vedem, să-L pipăim, să punem mâna noastră în coasta Lui. Că altfel nu credem. Noi credem pe mărturia celor care L-au văzut. Și prin Harul Duhului Sfânt avem cunoașterea prin credință. Credința este încredințarea lucrurilor nevăzute și adeverirea lucrurilor viitoare în care nădăjduim.
încredințarea celor nădăjduite și dovedirea sau arătarea lucrurilor nevăzute. Prin credință avem o altă cunoaștere. Credința este un dar al Duhului Sfânt. Prin credință noi cunoaștem toate tainele. Nu e nevoie numai de rațiune. Rațiunea rămâne pe un plan secundar în cunoaștere. O dovedesc și oamenii de știință astăzi. Cunoașterea rațiunii, adică puterea noastră rațională, omenească, e limitată. Prin credință ne ridicăm la un alt nivel de cunoaștere. Prin credință cunoaștem, de exemplu, taina Sfintei Treimi. Nu o putem pricepe rațional. Prin credință cunoaștem taina Învierii Mântuitorului Hristos. Nu o putem înțelege ca taină în totalitate, numai rațional. Prin credință cunoaștem taina întrupării Mântuitorului și a zămislirii Lui de la Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei, pe care rațional nu putem pătrunde în întreaga sa dimensiune. De aceea Mântuitorul, după ce l-a lăsat o săptămână, s-a arătat apostolilor din nou, fiind și Toma de față, și le-a zis din nou: pace vouă. Și ca un cunoscător adânc al frământărilor oricărui om, i-a cunoscut frământarea. Pentru că Mântuitorul nu-l mai întreabă dacă ai fost data trecută sau nu ai fost, sau ce ai spus, că uite, dacă nu voi vedea semnul cuielor în mâini și nu voi crede. Ci se adresează direct lui Toma. Apostolii deja erau încredințați. Nu mai era nevoie să ne mai spună și altceva apostolilor. Acum avea să-l ridice pe Toma de la cunoașterea empirică la cunoașterea prin credință, o cunoaștere superioară. Și se adresează direct apostolului acesta îndoielnic și șovăielnic în a crede cu adevărat. Și spune: adu-t omul, direct, cunoscându-i frământarea. Că un Dumnezeu a cunoscut ce a zis Toma apostolilor cu o săptămână înainte. Sau poate au spus apostolii, dar Mântuitorul a cunoscut ca un Dumnezeu frământarea lui și ce a spus și îndoiala lui. Și spune: adu Toma mâinile tale, mâna ta încoace, adu degetul tău și pune-l în semnul cuielor. Și adu mâna ta și pune-o în coasta mea, acolo unei rana. Și nu fi necredincios, ci credincios. Sau nu fi puțin credincios, ci să ai mai multă credință, să te încredințezi cu adevărat. Acesta este termenul teologic bisericesc, încredințarea lui Toma despre înviere. Deci de la îndoială și șovăire ajunge la încredințare și la mărturisire deplină a lui Hristos cel înviat. Sfintele Evanghelii nu menționează faptul că Toma a mai atins coasta sau semnele din mâini și din picioare ale Mântuitorului. Este un punct de vedere. Poate le-a atins, poate nu le-a atins. N-a mai fost nevoie. Pentru că atunci când s-a apropiat de Mântuitorul, evanghelistul Ioan consemnează și a zis Toma, n-a zis că s-a dus și a mai pus mâna, a zis Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. E o mărturisire extraordinară a dumnezeirii lui Hristos, care vine după altă mărturisire făcută în timpul vieții pământești a Mântuitorului de Sfântul Apostol Petru: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Vine Toma acum și îl mărturisește pe Hristos cel înviat ca Domn și Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu, copleșit de prezența lui Hristos pe de o parte și copleșit de realitatea învierii. El este cu adevărat, dar acum este cel care l-am văzut noi pe cruce murind, cel care a fost îngropat. El este cu adevărat. Nu mă mai îndoiesc. Cred total. Domnul meu și Dumnezeul meu. Sfinții Părinți spun că cele două mărturisiri se referă la cele două fire omenești. După firea omenească l-a mărturisit ca Domn, ca Stăpân al nostru, al vieții și al morții, dacă vreți. Iar cealaltă mărturisire, Dumnezeul meu, mărturisea dumnezeirea lui Iisus cel înviat, că El este Fiul lui Dumnezeu, căci ca un Dumnezeu a putut învia, ca un om a suferit pentru noi,
pe crucea Golgotei și a murit pe cruce pentru noi, dar ca un Dumnezeu biruia moartea din interior, o biruia pentru că a biruit-o în trupul său. A treia zi a înviat, plin de slavă și de lumină dumnezeiască, revărsată acum, ca Dumnezeu o avea din veci, revărsată pe deplin acum asupra trupului său înviat. De aceea trupul lui Hristos cel înviat are o calitate deosebită, unică. Cu acest trup de plin înviat s-a înălțat la cer după 40 de zile. Vedeți, perioadă mare. Putea Mântuitorul să se înalțe la cerul după 3 zile, după 2 zile, după o săptămână. S-a înălțat după 40 de zile, rămânând acest interval destul de mare de timp ca mult să-L cunoască, să-L vadă. Mai precis, să-L recunoască. Că El este cu adevărat Hristos, Cel care propovăduia, Cel care făcea minuni, Cel care a pătimit pentru noi. Cu puțin timp înainte a pătimit. Iată, a înviat, deci cu adevărat. Era spre a se convinge, în primul rând, grupul apostolilor și al femeilor mironosițe, care vor constitui temelia mărturiei și credinței Bisericii Apostolice, de realitatea celui înviat. Iată, iubiți credincioșii, Toma a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul răspunde cu o fericire. La alte fericiri mai adaugă Mântuitorul o fericire. Fericirile nu sunt mai cele din capitolul 5 de la Predica de pe Munte de la Evanghelistul Matei. Avem și în Evanghelia de astăzi o fericire. Zice, pentru că m-ai văzut, omul, ai crezut, deci ai avut nevoie să mă vezi ca să crezi. Ce pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut și m-ai mărturisit. Deci de la îndoială și șovăire, îl ridică la certitudine și de plină mărturisire. Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut și urmează fericirea. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iată mesajul acesta al Mântuitorului celui înviat. Fericiți cei ce n-au văzut. Dar credem pe mărturia celor care l-au văzut. Noi, credința noastră se întemeiază pe mărturia apostolilor. L-au văzut apostolii pe Mântuitorul înviat? L-au văzut. L-au văzut femeile mironosițe pe Mântuitorul înviat? L-au văzut. L-a văzut Pavel pe drumul Damascului, pe cel înviat și înălțat la ceruri, care i-a vorbit din văzduh, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cum prigonea? Mântuitorul era înălțat la cer, prigonea biserica sa. Și l-au mărturisit toți pe el cel înviat, pleiadă sau grup mare de mărturisitori al lui Hristos, încă de la întemeierea bisericii, prin toate veacurile prin care a trecut biserica Mântuitorului Hristos. Deci iată că fericirea aceasta, fericii cei ce n-au văzut și au crezut, ne invită pe noi la ridicarea cunoașterii prin credință. Pentru că finalul Evangheliei ne spune, zice, și multe alte semne a făcut Iisus în fața uceniților săi, dar cele consemnate în Evanghelie, iar acestea s-au scris, s-au consemnat ca să credeți. Nu că să aveți dovada palpabilă, să-L vedeți numai și să atingeți ceva. Acestea s-au scris ca să credeți cu adevărat că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și încă o dată, și crezând să aveți viață în numele Lui. Pentru că atunci când credem cu adevărat, când ne ridicăm din îndoială la certitudine și mărturisire, noi mărturisim un har a Duhului Sfânt, și era harul lui Hristos cel înviat, care rămâne pururea în biserica sa și ne luminează pe fiecare dintre noi, ca să-L cunoaștem prin credință. El rămâne prezent, Hristos, în biserica sa până la sfârșitul veacurilor. Cuvânt și împărtășire euharistică până la sfârșitul veacurilor și ne cheamă pe noi pe toți să ne ridicăm din îndoiala lui Toma și din șovăirea lui la certitudinea credinței și a mărturiei. Nici o vorbă de sloganul acela care s-auzea în altă perioadă de timp și pe la noi. Crede și nu cerceta, că așa spune în Biblie. Nicăieri nu spune în Biblie acest cuvânt. Vedeți? Ca să dăm răspuns și altora care spune, ce așa scrie în Biblie. Crede și nu cerceta. Nu.
Credeți și cercetați Scripturile, căci acestea au vorbit despre mine. Spune Mântuitorul Hristos apostolilor. N-au cercetat apostolii? Nu s-au dus apostolii la mormânt, ca n-au cercetat ei dacă Domnul a înviat cu adevărat? N-a cercetat Toma pe Mântuitorul, nu l-a văzut, nu i-a văzut semnele. Deci a fost și cercetare până să ajungi la credință. Cercetați Scripturile, căci acestea vorbesc despre mine. Credința nu e împotriva cercetării. Crede și nu cerceta. Nu. Prin cercetare ajungi la niște convingeri. Mai mult sau mai puțin raționale. Dar prin credință depășești această cunoaștere rațională. Și te ridici la o cunoaștere duhovnicească. Ca har al Duhului Sfânt. Care lipsește oamenilor pur raționali. Dar atunci când este o rațiune luminată de credință, acolo se pot întâmpla și se pot descoperi multe lucruri din economia lui Dumnezeu, cu harul Său și cu bunăvoirea Sa, spre mântuirea noastră. Iubiți credincioși, aceasta a fost duminica de astăzi, duminica Sfântului Apostol Toma. Să ne rânduiască Bunul Dumnezeu și nouă credință puternică, să ne dăruiască că este dar al Duhului Sfânt. Și așa, prin credință, să-L mărturisim și noi și să-L trăim pe Hristos cel înviat într-o lumina și slava Dumnezeirii Sale, mărturisindu-L și noi peste timp împreună cu Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin.